peste predicator, peste evanghelist și adunarea e plină de Duhul Sfânt. Lucrarea lui Dumnezeu este curată, sfântă și pașnică. Lumina lumii să fie în mine. Mai repet încă o dată. Lumina lumii să fie în mine, dar și în tine. Amin. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și la înviera este o trezire, o seară de trezire. E Duhul Sfânt care atinge, care eliberează, care vindecă, care rupe legături, care cad manțuri în numele lui Iisus, care te sfoară, care te păzește, care îți deschide gura și strige. Aleluia, Maranata! Asta e lucrarea Duhului. Nu te aștepta la spectacol la 300 de oameni să vină nu știu ce nume sonor. Dumnezeu te poate folosi să ridice popor, cetăți, țări. Dumnezeu te poate folosi, dar stai la îndemâna lui Dumnezeu. De ce părinți sau ei să folosească Domnul și pe tine și pe mine, Domnul? Vrei să fii folosit de Domnul? Ridică o mână. Aleluia! Lucrează cu ce a spus Domnul în tine. Simplitate, smerenie, sfințenie. Ce să crei de Domnul Sfânt? E sângele lui Iisus, cercetarea Scripturii și părtășia fraților. Oamenii lui Dumnezeu se cunosc după înfățișare. Duhul Sfânt este o radiografie și măsoară că fratele este urel cine e. Și atunci îmi dă îndemn. Mai mă duc, așa de o amântare, da sau nu. Haleluia! Vrei să fiu omului Dumnezeu? Amin? Frate, este urel, de ce n-a spus la amul? E iubiat Domnul. Domnul să lase eliberare la nivelul Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, te rog să ridici fiecare om din locul acesta. Oameni buni, noi avem nevoie să fim mai buni unii cu alții. Noi avem nevoie să... Haideți să vă spun o chestiune. Dacă eu mă duc în America, am fost invitat prin Harul Dumnezeu și nu știu ce va fi, Dumnezeu să vă ferească, aș pleca un primul așa de misiune în America. În America, da, să mă duc într-o adunare mai mică, mai mare, nu m-ar cunoaște frații, nu știu, poate după internet. Dar dacă mă duc într-o adunare, să zic așa, necunoscută, nu neapărat în America, o lume, și nu mă cunoaște nimeni. Nu mă pune la un domn să predic, nu mă cunoaște nimeni. Îl pun pe ăsta la un să vorbească prostii sau eu știu. Să vorbească nebunii sau eu mai știu. Dar nu ai cum să mă cunoști, că nu m-ai testat. Am fost acum de mult într-o lucrare, nu doar numele aici în Europa, și eram în casă la părtășie și zice, frate, nu le vorbești ceva? Și am vorbit puțin din țară, 4-5, să nu par așa un om, că cauza la un bon. Am fost ceva cu mine. Zice, frate, nu rămâia pe program asta, deja era dimineață. Avem astăzi program la 4-5 studiu iubic, o oră la 5 program de biserică. Deci oamenii te testează. Cine ești? Cine sunt ca să pun ăsta la loc? Și Iisus a fost testat. Și nu e un lucru rău. Dar în seara aceasta, Iisus Hristos testează biserica. Biserica învierea o testează cu credință, pace și Iisus Hristos să le testeze și eu cred că am luat testul. Și deja știți de ce am atestul? Că suntem în viață. Și cel mai minunat e darul vieții. Să-i mulțumim, Doamne, am întâlnit atâtea persoane, bărbați, femei care m-am săturat în viață. Nu mai vrea să fie prelungit. Eu aș vrea și la 80 de ani să merg un baston, să mă ridic așa, vorbește Domnul. Îmi prorocesc singur. Și-a drogii azamăt. Ridică-te, vitează. Iisus Hristos îți dă putere. Iisus Hristos prelungește firul vieții. Nu e treaba mea să știu ce va fi mâine. Dar știu că acolo unde voi merge este El. Trăiască Domnul. Predica mea se încheie și v-am rugat să vă ridicați, să n-ați o rugăciune. Pentru că vă văd prea somnoroși, aș dori ca Domnul să vă ridice, să ne ridice, să ridice starea bisericii. Îmi permite să fac o rugăciune. Sunt un om al rugăciunii. Haleluia! Stăm cu ochii închiși.
Domnul să lucreze cum voiește. Tată din cer, tu știi, frații de la Biserica Înviere. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, ne-ai vorbit, trebuie să fim lumini cu toții, să trăim în pace, în armonie. Te rog, prin puterea sângelui, să ridici orice stare, te rog să ridici fiecare slujitor, fiecare frate, soră, prunc, te rog să lași pace și eliberare, să lași Duhul Tău să le cerceteze. Doamne, nu știi de ce au nevoie frații, trebuință. Doamne, dacă e vreo ruptură aici, te rog să repari în numele Lui Iisus. Te rog să lași Duhul Tău să adie, să cerceteze, să vindece, să elibereze. Atinge-te, coboară-te, Doamne Iisuse, lucrează. Toarnă un nedem peste noi, lasă ungere, ridică, Doamne. Și stricăm, vină, Doamne, Maranata, lasă harul, mila și îndurarea, ridică fiecare lucrător, fiecare slujitor, Doamne, mustră orice furtună, ridică, chem sângele Tău, autoritate divină, chem Duhul Tău, votează cu Duhul Sfânt dacă e nevoie, Doamne, prorocim în numele Tău, Shevrodia Sanabiover, rupe orice legătură, lasă harul, mila și îndurarea, să strigăm, aleluia, Maranata, îți mulțumim, te simțim, ești aici, Doamne, prorocește învierea! Doamne, nu vrem să ne pierdem pe calea mântuirii! Doamne, suntem răscumpărații Tăi! Ridică tensiunea! Ridică glicemia! Ridică diabetul! Rupe orice legătură! Lasă harul Tău! Doamne, dacă sunt boli în popor, Tu poți să dai tămăduire, eliberare, vindecare! Tu să lucrezi! Haleluia! Îți mulțumesc, Doamne, că ai eliberat adunarea! Îți mulțumesc, Doamne, că ai cercetat poporul. Îți mulțumesc că ți-ai făcut sfântă prezența. Vrem să mergem în pace în drumurile noastre și să emanăm lumina lumii Iisus Hristos peste tot. Amin. Domnule, v-aș arătați să dați mulțumim Domnului pentru tot ce a fost pe Tatăl Cerut. Domnul să binecuvânteze. Amin.